austrieci pe care i-au. PNL cere demisia din funcția de consilier de stat la cabinetul premierului al lui Darius Vâlcov, după ce acesta a publicat pe Facebook un act medical al unui protestatar rezist și un videoclip cu acuzații naziste. Publicarea fișei medicale a unei persoane private și difuzarea unui videoclip cu acuzații naziste la adresa președintelui României și a unor mișcări civice democratice sunt fapte extrem de grave, care atentează la viața privată a unei persoane, la prestigiul instituției prezidențiale și la memoria victimelor Holocaustului. Publicarea fișei medicale a unei persoane, indiferent cine este, ce calitate are, cât de apreciată sau dimpotrivă, este un fapt reprobabil și chiar o infracțiune. Din păcate, folosirea abuzivă a informațiilor cu caracter personal de către Darius Vâlcov demonstrează încă o dată că PSD, la comanda lui Liviu Dragnea, a transformat ministerele de forță și cancelarea prim-ministrului în instrumente de poliție politică împotriva opozanților lor, a scris pe Facebook purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. Reacția reprezentantului PNL a apărut după ce Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, a publicat pe Facebook un document medical al unui protestatar rezist pe nume Sandu Matei, dar și un material video în care Forumul Democrat al Germanilor din România este acuzat că este continuatorul mișcării grupul etnic german, iar președintele Iohannis apare cu mustață și o tunsoare asemănătoare lui Adolf Hitler. Ambele postări au fost șterse ulterior. Protestatarul Sandu Matei, cel vizat de postarea lui Vâlcov, a anunțat că îl va da în judecată pe consilierul premierului. Legea interzice divulgarea informațiilor medicale fără acordul pacientului.